Salut tuturor, eu sunt Andreea și voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Acum eu o să vă arăt câteva planșe de-ale mele care le-am făcut la ora de desen pentru note, logic. Ok, am făcut una pentru Paști. Așa, dar n-am terminat de plecat. Gen, un băiat și o fată căutau o ole din... asta am făcut-o la mișto mai mult. Da, mă cam place, da. Următoarea a fost cu una, o vază cu flori. Aici este o florcică micuță care am pus pe flori. Aici este o lampilă, aici este o lalea, un trandafir, mai multe... așa. În blocul acesta nu am nimic deocamdată. Am trei blocuri de desen și în câteva nu prea am. Asta cu câine, să vedem dacă am ceva. O planșă. A, da. Am avut o planșă să facem doar din linii, așa sau așa. Deci să nu se unească sau să fie curbe sau așa, zigzag. Am scris, dacă se vede. Pom, ce sunt? Am făcut pom ca așa un pază, doamna Andreea. Dar mi-a dat doamna 10 pe el. Nu scrie pe spate, dar merge. Merită, merită. Așa, aici tot în asta. Cu o temă liberă, cu o casă, nu știu de ce. Niște scări care le-am făcut bine, niște geamă care le-am făcut de ce-mi plac. Asta, geamul le plac. Și mai am un bloc care e așa, în verde. Și aici am cele mai multe picturi. Am încercat să fac ceva de ziua României, dar nu mi-a reușit. N-am reușit. O fetiță pe pământ. Cu un costum, cu o linie. Dacă vezi, soarele se bucură și norul suflă aer proaspăt. Da, pentru Crăciun. Am pus aici vață la moș. Deci n-am făcut, doamna a spus un brad, dar l-am făcut de zici că acum pică. Dar nu este frumos, dar am încercat. Nici astea, deci nu am terminat, deci nu știu ce, astea primele care le-am arătat acum, astea ultimele, spre ultimele, astea două, le-am făcut așa mai, mai vrăjeală, că era mai început atunci și prea, știam să desenez. Niște copaci care bate vântul de zici că îi rupe și aici, decât partea de aici de jos, am făcut-o foarte bine. Pe aici m-am grăbit. Asta din, a ne-a spus doamna să facem din tot. Deci începem de aici, din colțul acesta, cu o linie care nu-i dă în drumul deloc. Nu contează. Și m-am zis pe aici. A spus doamna că partea asta de ce să nu rămână gol, să mai facem noi așa niște linii. Să afectăm. Super. Ce scrie pe spate? Un munte, un pod, copaci, o cabană și două animale diferite. Are aici nota 10, dacă se vede. Și a spus, niște munți, o pârte. Deci copaci care ar trebui să-i ocolesc. Podul, cabana și două animale, de asta vi le arăt. Aici ce vezi ce este? O capră. O capră, ce este? Da, două capre. Nu uita că trebuie diferit, da? Meh, două capre. Asta a fost chiar la început, asta a fost și un urât. La 10. Îmi bucur. Asta, nu. Și asta. O, un tablou de toamnă. Asta a fost la început. Un iepuraș. Ce cute. Nu știu cum a apărut asta aici. Un răsărit. Am făcut aici precedent și aici. Un răsărit. Astea punctele se vede aici. Nu au voie să treacă oamenii acolo. Un răsărit la mare. Nu știu cum a apărut aici. Nici așa. Pe bune, nu am făcut-o bine. Un fac de râs. Alexandra, Adina, Andreea și Lavinia. Niște colegi. Da. Nu am făcut bine. De ce a apărut aici?
Și cam asta. Și am aici o planșătare ca să o aceasta care să nu murdească banca. Da, și cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, nu dislike. Și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pa!